Coșmar pentru doi părinți din municipiul Zalău. Fetița acestora, în vârstă de 4 ani, a dispărut de la o grădiniță din Zalău miercuri 16 noiembrie 2016. După câteva ore de căutări, a fost găsită teafără la supermarketul Kaufland, unde s-a dus să cumpere o jucărie, respectiv un ponei. Fetița a avut o adevărată aventură, deoarece grădinița cu program prelungit Căsuța cu povești nu este în apropierea supermarketului și a fost nevoie să treacă la un semafor, lucru mai greu de realizat la 4 anișori. Deși se fac anchete peste anchete, părinții fetei nu au depus plângere la poliție, chiar dacă inspectoratul școlar s-a autosesizat. Măsurile împotriva educatoarei vor fi stabilite până luni la ora 16. Ea a fost sancționată, susține Marcel Lucaciu, purtătorul de cuvânt al inspectoratului școlar județean. Inspectoratul școlar județean Sălaj s-a autosesizat în legătură cu incidentul de la grădinița Căsuța cu povești din Zalău. Respectiv, imediat în ziua următoare, s-a constituit o comisie din partea inspectoratului care a cercetat situația respectivă și în acest moment urmează să se constituie o comisie de disciplină la nivelul unității de învățământ care să ancheteze incidentul, să stabilească vinovații respectivi, care sunt, dacă sunt, iar termenul pentru răspunsul pe care inspectoratul îl așteaptă de la conducerea grădiniței Căsuța cu povești este luni 21 ora 16. Se știe ce s-a întâmplat mai exact? Luni 16 noiembrie, la ora 16:27, fetița a plecat inițial, ea a zis că merge la toaletă și a plecat la Kaufland. După câteva minute, educatoarea s-a autosesizat că a dispărut fetița. Au fost urmărite înregistrările de pe camere și a observat că a ieșit pe poarta grădiniței. O polițistă care era și mămica unui copil din grădiniță, s-a autosesizat la rândul ei, a sunat colegii din teritoriu, fetița a fost oprită acolo la Kaufland și părinții au venit într-un suflet. Ei știau că fetița își dorea foarte mult un ponei de jucărie și bănuiau că s-a dus să și-l ia singură, nefiindu-i dorința împlinită. S-au luat măsuri împotriva educatoarei? Educatoarea a primit un avertisment din partea poliției de proximitate, un avertisment pentru neglijență. Față de cadrul didactic, polițiștii au luat măsura sancționării contravenționale cu avertisment și s-au sesizat din oficiu pentru infracțiunea de neglijență în serviciu.